scurtă actualizare legată de cazul lui către talent, așa zisul și pârjolitor piroman de șobolani. Ei bine, am mai luat 30 de zile, mă rog, să s-a dat acum vreo 2-3 zile. Am postat pe TikTok, dar am zis, hai să pun și aici pe YouTube. Deci am mai luat o lună de zile arest, pentru că nu s-a încheiat procesul. Zvonurile zic că el este reținut la Rahova, n-am mai stat să caut acum în presă mai mult, pentru că mi-a fost lene. Aici e prima de aici am aflat prima oară că a fost arestat de la o pagină de Instagram și după aia s-a dovedit a fi adevărat și au postat și alte publicații. Publicații publicați de presă, Libertatea și alte site-uri de știri. Deci, pentru ce nu știe, el este arestat și riscă 5 ani de închisoare pentru că i-au fost găsite în telefon și în calculator clipuri și poze cu minore de ochiate. Deci cum i-au găsit procurorii, polițiștii, Cine l-a controlat pentru faza în care a pârjolit un șobolan la a turnată pe fiertă pe live, a fost reclamat la poliție pentru sadism, pentru că a chinuit un animal, au venit oamenii legii, i-au confiscat telefonul, calculatorul și au găsit acele filmulețe. Și pentru deținerea de pornografie, de materiale pornografice cu minori, pornografie infantilă, pedeapsa maximă este de 5 ani. Și din ce am înțeles... El este pus să, se, se de, uh, cum să spun, se zice că o să ia 5 ani, dar încă se judecă și a găsit avocat sau un avocat din oficiu să-l apere. Dar el cel mai probabil va fi condamnat pentru că mai are vreo 4, 5, 6 dosare. Nu știu câte are, dar are o grămadă. Dacă ăsta era al șaselea dosar cu șobolanul înseamnă că ăsta cu pornografie infantile trebuie să fie al șaptelea. Sau dacă era al cincilea, cel cu șobolanul ăsta e al șaselea. Oricum are multe. Știu că a mai chinuit o pisică, s-a pișat pe steagul României. Dacă vedea Vadim Tudor așa ceva, îl dădea cu capul de perez probabil. Ce părere aveți despre această situație? Eu zic că măcar la închisoare își va da seama ce om este. Și tot la Rahova sunt și frații Tate. Poate vedem în aceeași celulă, cine știe. Și din ce am văzut pe TikTok, și că l-au luat și pe Ferraru. Că era într-un grup de interlopi Acum nu știu dacă o fi așa că nu m-am documentat. Eu nu m-am uitat niciodată la un videoclip de al lui Ferraru sau la vreun live. Nu sunt abonat la el. Nu... Bine, nici la asta nu sunt abonat, dar de asta știu. O să mă documentez de fața cu Ferraru. Deci, dacă vreți o pagină ok de Instagram, le fac și promovare. Gazeta de YouTube, crește acolo jos. Au articu articole actualizări de astea din lumea YouTube-ului Destul de utile Cum ne-am spus de la ei am aflat prima oară de cătelin că a fost arestat uh, Ce să mai zic Nu faceți ca el Dacă vă trimite o fată poze de ochi poze cu ea Poze de ochiate indecente Ștergeți-le Mai ales dacă nu știți câți ani are Ștergeți-le instant că nu este bine concurcați cu Parcă v-am povestit de cazul ăla cu telecomanda de băieții care au distribuit clipul cu ea, au ajuns pe la rocoare sau și-au niște amenzi grave. Sunteți fani Cătălin Talent? Vă pare rău de el? Sunteți de acord cu pedeapsa pe care o primește? V-a dezamăgit? Asta pentru cei care aveți speranții și pretenții de la el. Nu vă mire această situație? Vă aștept în comentarii cu o părere. Cam atât am avut de zis, am vrut să vă zic de actualitate ce s-a mai întâmplat. Vă data viitoare!